Salutare și bine am găsit la un nou episod. De această dată o să jucăm un pic de Cuisine Royale. Dacă nu știți, jocul ăsta este un joc gratis. Puteți să-l downloadați și de pe Steam. Îl căutați Cuisine Royale și îl puteți downloada și de pe site-ul lor oficial. O să las un link în descriere. Jocul momentan se află în alfa, însă partea bună e că e gratis. Mi-a sunat și mie telefonul un pic. Hai să vedem dacă să vă arăt așa un pic cum e jocul, ce trebuie să faceți în el, cum decurg treburile în jocul ăsta. Ok, sunt 30 de player pe hartă din ce știu eu. Te spawnează cu un cuțit în mână. Trebuie să lootezi armele, trebuie să le dai to reload. Nu-ți bagă gloanțele direct în armă. Am găsit un MP35 și un M1 Garand. Nu știu ce, un fel de sniper, cred. Da, e un sniper. Și are și un scope. Nice. Pe M apăsați să vedeți harta, e tot așa cu un cerc, trebuie să intrați în cerc până, pentru că el o să se strângă și vine un fel de zonă ca în PUBG și dacă zona vă prinde o să vă scadă la viață și o să muriți. Așa că îi salutăm. Părerea mea, jocul are un grafic foarte bun. Este un battle royale mai comic, așa, nu știu cum să zic, cu mai funny. O să vedeți acum ce fel de armuri puteți să puneți pe voi. Ce să vă mai zic, jocul are un sistem de stamină. Ok, într-un minut trebuie să intru în zonă, am înțeles. Am timp să lutez astea, hai, repede. Repede. Are un sistem de stamină, dacă vă uitați jos în dreapta, este o bară care tot scade stamina. Aș aprecia foarte mult dacă apăsați butonul ăla de like. Dacă nu sunteți abonați și vă abonați, apăsați și pe clopoțelul ăla pentru a primi notificări. Ok, pe ei apăsăm să intrăm în inventar. Hai să punem scope-ul ăsta. Boi, ești nebun, ce scope? Mâncați-o și ăsta, e un fel de XOP. Să înțeleg. Sper să nu mă prindă zona. Ăsta e un fel de... Uite, mi-am pus tigaia la buci. Gen, toate armurile din jocul ăsta sunt formate din tigăi. Îți pui o grămadă de tigăi pe tine, de oale, de chestii. Dacă o să mai găsesc, o să vedeți. Cred că ar trebui să o chișc în zonă. Dar zona e destul de aproape. Am timp să lutez aici. Hai să stăm cu automata în mână. Mama, speria că e cineva aici. Jocul este destul de bine optimizat, am 145 FPS-uri, 100... Uite un pistol acolo, hai să luăm și pe ăsta. Să-l și încărcăm. Uite, am găsit un fel de backpack level 2. Îți dă niște sacoșe și le pune în mână, uite, nu se văd nici în first person. Jocul are și first person. What? Am înțeles. Sunt și mașini în jocul ăsta. Ok. Nu știam asta. Super tare. Aici a mai fost în pane. Uite, back armor. Mi-am pus tigaie în spate. No, hai să luăm mașina și să-i dăm în zonă. Bă, dă-te în spana. Are și first person, ești nebun. Am înțeles. Bă, dă-te dracu, uite cum merge pe dealurile astea. Hai că mergem aici, să mai lutăm. Am mașină, mă doare la patina. De la setări și de aia se aude încet. Hai să o ascundem aici. Și în caz că avem nevoie. Are deja un sistem de vaulting, sare peste guard. Ceea ce e super tare. E, jocul nu pot să-l compar cu PUBG, ăsta e o variantă mai, cum v-am zis, mai comică a unui joc battle royale. Și e și de înțeles, se încearcă să introducă ceva diferit față de ce deja este pe piață, cum ar fi Fortnite, Realm Royale, PUBG. Opa, opa, se trage ce în față. Uite, și sunt fel de creator, mă băieți, și aici vă dă loot. Uite, am găsit, de exemplu, o grămadă de chestii aici. Hai să vedem ăsta care trage unde e, poate îi dăm un mare cap. Se bate aici în bancărul ăsta în față. Și ce mai este?
în jocul ăsta îți dă un fel de papuci care te face să alergi mai repede. Însă, din păcate, eu nu i-am găsit și nu pot să vi arăt. E unul pe aici, eu n-aș vrea să mă audă, numai că mi-au de tigăile astea cum fac gălăgie. Puteți să apăsați pe Q și E ca să vă dați într-o parte și în alta. Uite cum mi se mișcă tigaia ăsta în cap. Și mai are și o lingură agățată de capătul la tigaie. Deci a tras și un bolanul de aici, de sub mine. O să stau aici și-l aștept când pleacă erupția asta. Ia uite, am încărcat sub mine. Ca să vă dați viață, apăsați pe T și aveți nevoie de chestiile astea, gen niște farfurii cu mâncare, știi? Și uite, s-a dat 20 de puncte, s-a dat 2 puncte la viață. Uite-l pe la col, dar n-aș vrea să treacă, mă aude, să încercăm un epic shot? Hai să încercăm să-i dăm la. Are un hit? Asta e sub mine pe aici și eu mă bag cu ăștia, ce tembelă-s. Ok, asta era. What the fuck? Glanțe mai am. Colt magazin, colt magazin. O să iau încărcătoarele astea în caz că... Uite ce mi-am pus eu acum asta de îngeraș. Îmi zice așa, unde-i? Stai că nu văd. Ar trebui să-mi arate aici, dar nu văd. Uite, asta îmi scade, îmi dă reload speed plus 40% și shot deviation minus 40 și recoil minus 50. Hai să ne mai dăm o salată de asta să mai mâncăm un pic. Gloanțe, pot să zic că mai am. Deci, vă repet, jocul ăsta este gratis, îl puteți să downloadați și de pe Steam. Titlul, cum se cheamă jocul, gen, îl găsiți în titlu. Cuisine Royale, în caz că nu știți cum se scrie. Oricum, o să vă las eu linkuri în descriere și de la Steam și de pe site-ul lor oficial, pentru că puteți să-l instalați și de pe Steam și de pe site-ul lor oficial. Jocul pentru un joc gratis mi se pare că are o grafică super blană. E destul de distractiv să te joci asta. Momentan nu se poate juca decât solo. Dacă vrei să te joci cu prietenii, trebuie să dai connect în același timp și vă bagă pe același server. Adică aveți șanse destul de mari să vă bage pe același server. Hai să jucăm un pic în first person. Bine că joci în first person ești dezavantajat față de cei care joacă în third person. Dar nu contează, de dragul de a... Ca să vedeți voi cum să vedeți jocul ăsta în first person, eu zic că se despertă. Uite, am găsit aici numărul de 3. Ok. Thompson Magazine. Ia să vedem câte glanțe avem la Thompson ăsta. Avem mai multe la Thompson, așa că o să țin Thompson-ul, deși ținta e panorama, mă rog. Și ăsta e mai fain, frate, nu o ținem pe asta. 30 de gloanțe, mi ajung, am pistolul. Mai sunt 11 în viață, mai batem 1-2, mai luăm de pe aici ceva. Am jucat jocul ăsta și pe live. Dacă vreți să mai jucăm pe live, apăsați butonul ăla de like ca să văd că vă place jocul ăsta și scrieți-mi asta și într-un comentariu. Și dacă ați jucat voi și joc, dacă și voi ați jucat jocul ăsta, spuneți-mi și părerea voastră despre joc. Sunt curios dacă vă place sau nu. Hai să stau cu sniperul ăsta în mână, că l-am nimicit pe ăla, că nu l-am întâlnit cu el. Are damage mare, bine că n-avea și un bolanul deloc armuri. Hai să vedem ce ne dă aici. Ah, dă și ceva interesant. Nimbus Dark. Ok, asta-l mai am. Uite, haleala, astea gen dau viață mie. Când am nevoie să dau viață.
Să vedem. Ok, un minut am până trebuie să ajung în zonă. Uite pe asta, îl nimerim. Și nu pot să-l omor în timp ce e în mașină? Nu cheltui toate glanțele în pana. Nu cred că pot să-l omor în timp ce e în mașină, nu știu. Adică nu l-a nimerit. Și mai am 16 glanțe la sniper. Avea omul treaba, mergea cu mașina. Uite-l. Vedem sniper, dă-mi sniper, poate-l nimeresc. Deci, ciudat, de ce se vede așa în pana? That was too easy. Ok, uite-l, fuge. Doar un hit. Hai să mergem să-l luptăm pe ăla. Rămân fără glanță. Hai mă încarc. E un mic bug acolo. Hai încarc. Nu știu ce face. Ai, cu încărcătoare, frate, și încărcătoarele mele nu sunt goale, gen. Ok. Uite, păpuce așa, mă fac să alerg mai repede. Uite-te magazin. Hai să schimbăm cu car. Avem mai multe glanțe la car. Cel puțin o să cred. Nu, dă-mi carul înapoi. Hai, te rog, dă-mi carul. Așa. Are vreo automată ceva? Nu, n-am glanțele astea, deci... Asta e Browning? Nu. Bună mea, asta este. Uite, păpuce așa mă fac să alerg mai repede, gen, și super tare, adică pot să fugi de un fight. Uite-l pe ăla acolo sus. Și ce l-am făcut? N-am luat... Bă, n-am luat scope de pe ăla. Trag în el. A, și vine zona, înțeles. Ok. Uite-mi scade la viață. Să mă pun aici pe burtă un pic. Să-mi pun scope-ul. Mai sunt 7 în viață. Uite-l. Trebuie să ieși de acolo, îți dai seama, nu? O, până la urmă, tot arma asta am luat, am înțeles. 10 secunde, o să trebuie să iasă de acolo. Pe harta e ceață, din câte vedeți, așa că dacă vă întrebați de ce se vede așa în ceață, e din cauza că e ceață în joc. Și avea nevoie zglonțe, da. 29. Ok, am înțeles. Hai să dăm în zona. Ce armă la tot asta? Ok. Mai am 5 glanțe la sniper. Doar. No, ce ciudat se aude sunetul ăsta în pana mea. Zici că vin 70.000 de suflete pe tine. Așa se aude. O să trage cu sniper în mine. Ok. Yes.
Nice. Zic că ai altă armă în pana mea, că nu mai am arme. Dăm ceva de aici, dăm ceva, nu știu, dăm-mi o armă. Uite, carul, ok. Are scop pe car, n-are. Fucking chain, asta e, trebuie să-i dăm. Jucăm fără scop. Și mai e 17 gloanțe. Nu înțeleg chestia asta cu gloanțele, sincer, adică uite-te un pic ce inventar am eu. Și 70.000 de shiteri nici nu mă ajută, gen. Am o grămadă de amuniție pentru niște arme care nu-mi trebuiesc. Adică am o grămadă de amuniție, dar n-am pe ce să le pun. Hai să zic. Înțelegeți voi. Și na, nu știu cât las damage de zonă. Pe aia asta să lutez pe la acolo. Încă 4 în viață. Că n-am un scutel pe la acolo, față. Le hit. Să mă duc pe el. Aveți locul 4 kill-uri, cam ăsta e jocul. Dacă vă place, v-am zis, e gratis, puteți să-l downloadați. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like și să vă abonați în caz că nu sunteți abonați. Și până data viitoare, numai bine, pa, pa.